Guvernul vrea reintroducerea restricțiilor de circulație pe baza numerelor de înmatriculare pare sau impare ale autovehiculelor, metodă aplicată în comunism. Aceasta este una dintre măsurile de raționalizare a consumului de carburanți auto pe care miniștrii vor putea să o ia în caz de criză, potrivit unui proiect pregătit la nivel guvernamental. Astfel, proiectul prevede ca în momentele critice limitarea consumului de carburanți să se poată face prin restricții suplimentare de viteză pentru autovehicule, restricții de circulație pe baza numerelor de înmatriculare și limitarea utilizării anumitor categorii de autovehicule. Circulația pe baza numerelor de înmatriculare stabilea în regimul comunist că doar șoferii cu mașini cu număr par la final pot circula într-un weekend, iar în următorul sfârșit de săptămână să poată circula cei cu număr impar.